Thank you.
Thank you.
Poate are și așa, și nu mi-e cam viața mea. Thank you.
Thank you.
Thank you.
atunci mi-am dat seama că este așa de Thank you.
Thank you.
Să vedem dacă a început.
Erau și aici mai aproape, nu? Thank you.
îl veți auzi pe Mircea Albulescu interpretând un rol absolut senzațional. Deși un refuz în interpretarea lui Mircea Albulescu este o capodată. Și mai era acolo un actor care a instituit o performanță extrem de interesantă în radio, a jucat două personaje de odată, doi frați care erau în, au o scenă comună, în dialog, și aproape că nu s-a simțit, acest actor se numea Mălăimare. Doamnelor și domnilor, vă invităm să urmăriți. De cei mai cunoscuți muzicieni ai vremii. Jean Gounod îi încredințează rolul Margaretei din opera Faust. Debutează la Scala din Milano în 1890 cu rolul Chimenei din Sidul de Masnet, iar la 1900 cântă la Roma în premieră absolută Tosca de Puccini. Adora să cânte în România. Publicul o iubea, poeții compuneau versuri pentru ea. Carol I a decernat ordinul benemerente clasa I. Ocupă un loc cu totul special în istoria teatrului liric universal, aproape jumătate din repertoriul său reprezentând opere originale. Moare în 12 ianuarie 1939 la București, săracă și uitată de toți. Ariclea d'Arclay, supranumită Măiastra pasăre de bas, privighetoarea Carpaților, Ariclea d'Arclay. Thank you.
Soția noastră, stăpânul nostru. A fi sau a nu fi, aceasta-i întrebarea. Asupra-i toate sarcinile îngrijirii celor trei frați mai mici, dar urmează liceul în privat, se înscrie la școala superioară de arhitectură și este considerat o studentă excepțională. A făcut parte din toate organizațiile arhitecților din România. Îndeplinește dumneavoastră sarcini în cadrul Ministerului Învățământului Public, devenind prima femeie arhitect din lume care ocupă un post de inspector general în arhitectură. A proiectat și construit numeroase sedii de școală, de licee. Este creatoarea proiectului clădirii Societății Tinerima Română din București, a Bisericii Sfânta Treime din Ghencea, a numeroase locuințe familiare, a teatrului cinema Casino din Govor, a stației meteorologice Băneasă. În timpul primului război mondial își întrerupe studiile pentru a lucra ca infirmier. A fost o femeie care a știut să se facă auzit. Bernard Shaw, Oscar Wilde sau Gorky rămân ca repere formidabile ale artei interpretative românești. Vorbind despre Lucia Sturza Bulandra, marele regizor Sica Alexandrescu o numea o boeroaică a teatrului românesc. Lucia Sturza Bulandra. Iată-mă în teatru căzută ca din cer. După viața monotonă, îngustă și apăsătoare în sânul familiei și după mediul studios universitar, mă aflam deodată în vâltoarea unei lumi cu un specific nebănuit de mine. Și totuși, m-am avântat cu multă îndrăzneală în noua mea carieră. În seara premierei am primit un bilețel de la bunica mea, care îmi interzicea să port numele Sturza pe scenă. Dar eu mă îmbarcasem pe corabia care plutește pe valurile schimbătoare ale succesului, adeseori urmărit ca un miraj. În sfârșit, eram actriță. Dragul meu Matis, nu te-ai gândit că viața nu mai are niciun rost atunci când speranța și încrederea au dispărut? Hm? Ca să mergi înainte, trebuie să crezi în ceva. Tăcesc pe străzi aglomerate, scârbit de acest noroi uman. Câteodată mi-închipui că sunt o excepție și mă dezgustă faptul că uneori mă tăvălesc și eu prin noroi. Lectura, scrima, vânătoarea, prietenia, arta, femeile,
Nimic din ceea ce am visat nu s-a împlinit așa cum am dorit. Pe 10 mai 1894 s-a născut la București Elvira Popescu, actriță de teatru și film care a făcut o formidabilă carieră în Franța. A absolvit Conservatorul de Artă Dramatică din București și a fost angajată la Teatrul Național, unde i s-au dat încă de la începutul carierei sale roluri principale. Autorii francezi au ocupat un loc de predilecție în repertoriul ei, iar lui Verneuil, la vremea aceea unul dintre cei mai spirituali și în vogă autori de vodeviluri, a fost favoritul. Verneuil o invită să joace la Paris, o angajează la Teatrul de la Richaudière și în spectacolul Macuzin de Varșovie, Verișoara din Varșovia, are un succes formidabil. Și, deși nu stăpânea perfect franceza, este apreciată unanim de întreaga presă, care lansează chiar celebra formulă Accentul Elvirei Popescu. Spectacolele ei țineau afișele cu ani, unele dintre ele depășind 2000 de reprezentații. Cariera cinematografică desfășurată în perioada 1920-1970 i-a adus ca partener pe Alain Delon și Claudia Cardinale. Francezii au numit-o Notre Dame du Théâtre și regina pieselor bulevardiene din prima jumătate a secolului 20, Smaranda Brâncovenesc. Viața mea nu înseamnă nimic dacă o țin numai pentru mine. Viața mea o dăruiesc țării, dar vreau să o dăruiesc frumoasă și încărcată de glorie. În clipa în care am părăsit pământul țării mele pentru a încerca să-mi ating visul în America, o senzație de gol, asemenea unei aruncări în abis, am simțit că îmi copleșește pieptul. Dar a fost numai un fior. În gândul meu, mă vedeam deja în drum spre casă, cu biruința în brațe și cu bucuria în suflet. Mai urcăm mult? M-a întrebat pilotul. Unde vrei să ajungi? La Dumnezeu, i-am spus. Românca a dobărât recordul mondial absolut la săritura cu parașuta? Eram o stea. Mă numeau Regina Aerului. Sunt prima străină care și-a brevetul de pilot în America. Dumnezeu m-a ajutat să termin și asta cu bine. Mareșalul Balbo a dat o recepție pentru mine la Tripoli. Niciodată nu m-aș fi crezut capabilă să fac față unei lumi atât de distinse, în care eu eram punctul central al atențiilor. Toți invitații erau îmbrăcați la patru ace. Eu aveam costumul de zbor și costumul național de care nu m-am despărțit niciodată. M-am obișnuit cu toate bârfele. Dar țin să mi se recunoască și să mi se respecte un singur merit. Am fost prima femeie din țara mea care am dovedit cu fapte cultul meu pentru aviație. Pe altarul acestui cult nu am precupețit nicio jertfă. Purtând pe trupul meu până la mormânt, semnele abia cicatrizate ale rănilor cu care mi-am plătit botezul în zările văzducului.
1853, când domnitorul Barbu Știrbei l-a trimis pe doctorul Picoro la Paris pentru a recruta un proaspăt absolvent al facultății de medicină din capitala Franței pentru un contract de 2 ani și care avea în vedere organizarea serviciului sanitar militar din Valahia. Cel care a acceptat contractul era italian, născut la Parma, doctor în medicină la Paris. Avea 25 de ani, sosește la București în același an, 1853, și avea să rămână toată viața trăind, muncind și murind ca un român. Se numea Carol Davila. A reorganizat din temelii serviciul sanitar, militar și civil. A contribuit fundamental la organizarea învățământului medical din România. A organizat serviciul românesc de ambulanțe care s-a distins apoi în timpul războiului de independență. A înființat o școală de felceri, o școală secundară de chirurgie. A înființat Școala Națională de Medicină și Farmacie. După 10 ani, în 1869, înființează Facultatea de Medicină, introduce concursurile medicale și stagiile obligatorii în spitale, înființează primul azil pentru orfane și un orfelinat pentru băieți, înființează o școală pentru surdomuți și împreună cu farmacistul Hepites pune bazele farmaciei românești. Înființează Grădina Botanică din București. Reprezintă România la expoziția universală de la Viena în 1873 cu un compartiment medical. În 1860 este ridicat la rangul de general. În 1868, regele Carol îi oferă cetățenia română printr-un decret lege. A fost căsătorit cu Ana Racoviță, nepoata Goleștilor, cu care a avut 4 copii. La 24 august 1884 moare, lăsând în urmă o operă de pionerat neegalată vreodată. Pe cartea sa de vizită era scris doar un singur cuvânt, Davila. Era suficient pentru toată lumea. Carol Davila, unul dintre marile caractere ale secolului al XIX-lea, născut italian, muncind ca un francez și murind român jet pe jet. Carol Davila. În această țară a apatiei, trebuie să ai pasiunea inițiativei și perseverența nemai întâlnită pentru a-i face pe ceilalți să accepte instituții noi de care țara are atâta nevoie. În sfera mea de activitate am făcut tot ceea ce era posibil. M-am dedicat acestei opere cu devotamentul unui om care are convingerea că îndeplinește o misiune. Doctori, fiți cinstiți și mai ales nu vă lăsați mituiți de nimeni. Thank you.
Bun. Facem un lucru. Mami, dacă știa...
am vorbit. Thank you.
Thank you.